această săptămână la Mapamond creștin. Au ajuns în siguranță acasă. Veți cunoaște creștinii chinezi care au fugit din țara lor pentru a avea libertate religioasă în America și veți vedea cum au reușit să scape și să nu fie trimiși înapoi în China. Vizați pentru a fi atacați. În nordul Indiei, creștinii sunt uciși, bisericile sunt distruse și mii de oameni fug pentru a-și salva viața. Cine se află în spatele violențelor ucigașe săvârșite împotriva comunității creștine de acolo? Nașterea statului Israel. Cu 75 de ani în urmă, națiunea evreiască s-a născut din nou după aproape 2000 de ani. Veți vedea că aceasta nu doar a supraviețuit, ci a prosperat în mijlocul nenumăraților dușmani. A venit la Mapamond creștin. După ce a fost persecutată în China, o congregație creștină a fugit pentru a beneficia de siguranță și libertate religioasă. Timp de ani de zile în Coreea de Sud și în Thailanda au avut parte de incertitudine și au fost amenințați în mod constant că vor fi trimiși înapoi în China. Acum, cei 63 de membri ai bisericii Mayflower au încheiat lungul lor exod spre libertate. Corespondentul CBN din Asia, Lucille Talusan, ne va vorbi despre modul în care Dumnezeu i-a izbăvit de ultima mare încercare și le-a deschis ușa spre noul lor cămin din Statele Unite. Congregația Bisericii Mayflower a fugit din Republica Populară Chineză în 2019 și s-a îndreptat spre Coreea de Sud, iar mai apoi spre Thailanda. Au rămas acolo în timp ce sperau să obțină statutul de refugiați în SUA. Toate speranțele păreau pierdute când poliția thailandeză de imigrare i-a arestat pe toți 63 de membri, deoarece aveau vizele expirate. Pastorul Pan a spus echipei de știri CBN că își face griji pentru ce s-ar putea întâmpla. Am văzut că poliția thailandeză e diferită de poliția chineză. Dacă am fi fost prinși de poliția chineză, ei ne-ar fi bătut. Totuși, câteodată ajungeam să fiu disperat, deoarece dacă am fi fost trimiși înapoi în China, ar fi fost mult mai rău pentru noi. Pastorul Tim Conkling, care a ajutat congregația în Thailanda, și-a făcut griji din cauza agenților chinezi, care ar fi putut să-i răpească dacă ar fi fost eliberați din centrul de detenție după ce au plătit amenda. Guvernul și poliția thailandeză nu pot preveni aceste răpiri, în urma cărora ar fi fost reținuți până la plata răscumpărării. Ei s-ar fi aflat într-o situație foarte fragilă și periculoasă. Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre. Chiar și o împrejurare groaznică, așa cum a fost arestarea și trimiterea grupului în centrul de detenție, a fost folosită de Domnul pentru a scoate în evidență dificultatea situației. Apoi a mișcat Guvernul Statelor Unite, care a luat o decizie mai rapidă pentru a-i primi. Pastorul Pan a spus că i-a mirat intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Am rămas surprins când americanii au spus că au cumpărat deja biletele și vom pleca imediat. Părea imposibil. Mi-am adus aminte de versetul în care Iov spunea: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar ochiul meu te-a văzut. Când am urcat în avion și am plecat, am simțit că visez. Mi-am reamintit că Dumnezeu lucrează și își împlinește promisiunile. După ce avionul lor a aterizat în Dallas, membrii bisericii Mayflower au avut parte de o primire călduroasă. China Aid, Freedom Seekers International și alte organizații ale drepturilor omului i-au ajutat să beneficieze de libertate religioasă și să găsească azil în SUA. Fiul pastorului Pan, Paul, și ceilalți membri ai bisericii Mayflower sunt mulțumitori pentru noua viață de care au parte în America. Libertatea de care mă bucur acum constă în faptul că mă pot duce în mod oficial la o școală. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Ne-a scos din centrul de detenție și ne-a dus în America. Cred că El ne va ajuta să trăim în pace aici, în America. Insula din Caraibe, Hispaniola, găzduiește două națiuni, Republica Dominicană și Haiti. În 2022, mai bine de 8 milioane de oameni au vizitat Republica Dominicană și astfel aceasta a devenit cea mai populară destinație turistică din regiune. Acel val de turiști a contribuit la o intensificare a traficului de carne vie în țară. Din nefericire, imigranții care fug de sărăcia luce din Haiti sunt printre victimele cele mai vulnerabile. Chuck Holton de la CBN vine cu mai multe detalii.
Republica Dominicană are o problemă cu imigrația. Situația din Haiti a dus la creșterea fluxului de imigranți. În prezent, haitienii reprezintă 25% din populația Republicii Dominicane. Am mers la o trecere de frontieră îndepărtată pentru a avea o imagine de ansamblu asupra problemei. Această barieră între Haiti și Republica Dominicană e ceva ce dominicanii numesc zidul lui Trump, versiunea locală. Zidul a fost înălțat în 2019 pentru a împiedica acest flux de haitieni să intre în țară, deoarece acest lucru ar implica niște costuri prea mari. Însă aceasta e o problemă continuă. Au trimis soldații la fața locului pentru a păzi acest gard, altfel oamenii ar tăia gardul și ar trece prin el sau ar sări peste el. Haitienii locuiesc în cele mai sărace mahalale numite batei. Mulți lucrează la ferme de trestie de zahăr, una dintre industriile cele mai dezvoltate ale acestei țări. E foarte cald, e greu și banii sunt foarte puțini. Când a venit poliția, a trebuit să fugim. Guvernul face razii și deportează haitienii care nu au documentele necesare. Anul trecut, autoritățile au trimis înapoi un număr record de 162.000 de oameni în țara lor. Nu avem la cine să apelăm când oamenii profită de noi sau dacă cineva ne jefuiește. E foarte greu să găsim un loc de muncă. Trebuie să avem grijă de noi înșine. Se presupune că în Republica Dominicană se află 2 milioane de oameni în mod ilegal. Însă această problemă e complicată. Acesta este unul dintre cartierele cele mai sărace din Santo Domingo și e plin de haitieni. De fapt, mulți dintre oamenii care trăiesc aici s-au născut în Republica Dominicană, însă sunt de origine haitiană și nu pot cere cetățenia Republicii Dominicane și nu au cetățenie nici în Haiti. Astfel, ei nu au documente pentru nicio țară. Așadar, ei se află într-o zonă legală, gri, și le e foarte greu să-și găsească de lucru. De obicei, munca la negru e singura opțiune și mulți lucrează la negru servind turiștii care vizitează anual aceste plaje cu nisip alb. Din nefericire, banii străini, în combinație cu sărăcia lucie, transformă Republica Dominicană într-un centru global al turismului sexual. Peste 20% dintre fetele de aici rămân însărcinate înainte de a ajunge la 18 ani. Multe familii își trimit fetele tinere să se prostitueze pentru a câștiga mai mulți bani, deoarece viața de aici e așa de dificilă. Apoi fetele rămân însărcinate câteodată la 12, 13, 14 ani, astfel încât mai au încă o persoană de hrănit și ajung să fie alungate din familie. Paracaleo Ministries construiește această casă pentru mamele care își cresc singure copiii în batei lângă Santo Domingo. Încercăm să le ajutăm să aibă un loc sigur. De asemenea, le instruim, le învățăm niște deprinderi pentru a putea găsi un loc de muncă. Pastorul Simon supraveghează programul și conduce mica biserică pe care au fondat-o pe acoperișul acestei clădiri. Prostituția e o problemă serioasă în Republica Dominicană. Ele se prostituează la o vârstă fragedă. Am creat acest program pentru a le ajuta în această situație. Pastorul Simon vorbește fluent limba haitiană, spaniolă și engleză și face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta membrii acestei comunități să-și îmbunătățească viața fără să ajungă să își vândă corpul. Noul program se numește Casa El Roy pentru tineri, mai ales tinere, și le oferă educație familială și educație socială. Însă, atâta timp cât turiștii sunt dispuși să cheltuiască bani în Republica Dominicană pe fructul interzis, aceasta va rămâne o luptă grea. Creștinii sunt atacați în nord-estul Indiei, în statul Manipur, unde în jur de 40% dintre cei 3 milioane de localnici sunt creștini. În jur de 34 de biserici au fost distruse în peste 10 sate. Mai bine de 50 de creștini au fost uciși și cel puțin 20.000 de oameni și-au părăsit casele. Recent, Mark Martin de la CBN a stat de vorbă cu David Curry, președinte și director general la Global Christian Relief, despre cine se află în spatele acestor atacuri mortale. David, cine se află în spatele acestor atacuri împotriva creștinilor și a bisericilor? Sunt niște tensiuni etnice în Manipur, într-un sat din nord-estul Indiei. Însă atacurile au fost alimentate de guvernul central, de partidul BJP, potrivit căruia creștinii nu fac parte din India. Se pare că mesajul lor e că cine nu e hindus, nu e indian adevărat. În urma promovării
Prin mesaj, a avut loc această escaladare a actelor violente împotriva creștinilor și a bisericilor creștine. Zeci de biserici creștine au fost distruse din data de 3 mai până în prezent, când au început aceste tulburări. Mii de oameni, aproape 9.000 de creștini au fost strămutați din cauza actelor violente. Indiferent cum e prezentată, ca violență etnică sau anarhică, se pare că guvernul indian o trece cu vederea și în unele cazuri încurajează actele violente împotriva creștinilor din India. It seems to always be that the Indian government is overlooking and even in some cases encouraging violence against Christians in India. Așa cum ai spus, David, mulți creștini sunt strămutați. Mai bine de 30 de biserici au fost incendiate. Cum supraviețuiesc ei acum? În prezent, ei se află în adăposturi. Am primit niște materiale video. Acești oameni dorm unul lângă altul în adăposturi, în unele cazuri în adăposturi improvizate. Ei sunt fugari. Asta se întâmpla cu câteva luni în urmă, în noiembrie, decembrie, ianuarie, în Chhattisgarh, în altă zonă. Din acest motiv, spun că trebuie să ne uităm la un tipar în ceea ce privește comportamentul. În ambele cazuri, mai ales în Manipur, avem dovezi video, potrivit cărora poliția ajută insurgenții în timp ce aceștia atacă bisericile. Din acest motiv, trebuie să vă uitați la ceea ce fac, nu la ceea ce spun. Guvernul central și guvernul local par să aibă o înțelegere cu insurgenții care atacă bisericile creștine și indivizii. De ce încurajează guvernul național violența împotriva creștinilor? India este o țară multilingvă, cu multe valute. Sunt foarte pluraliști în multe feluri. Însă, din 2014, când a ajuns Modi prim-ministru, el a încercat să implementeze viziunea unei singure țări, cu o singură religie și o singură monedă. El își promovează ideea, astfel încât creștinii, cât și musulmanii, au fost atacați și, în unele cazuri, expulzați. În prezent, creștinii sunt cei mai afectați în India, din cauza actelor violente și acolo trăiesc 65 de milioane de creștini. Mulți sunt persecutați în mod sever. David, ce ai auzit de la creștinii de acolo? Cum afectează asta credința lor? Ei bine, credința lor a fost întărită în multe cazuri. În unele cazuri, oamenii sunt foarte înspăimântați, deoarece, aparent, actele violente vin de nicăieri. Ei se folosesc de orice motiv politic. Motivul acestui atac a fost aprobarea unui proiect de lege care urma să anuleze dispensațiile speciale pentru un anumit grup din India. Ei au decis să atace creștinii pentru acest fapt. Mereu există o premisă pentru început, pe care o folosesc pentru a ataca creștinii. Din acest motiv, existența creștinilor e dificilă în acele zone, chiar și în zonele rurale și chiar și în zonele cele mai populate. Cum ar trebui să reacționeze SUA și comunitatea internațională la aceste evenimente? Am apelat la Departamentul de Stat, la cele mai înalte niveluri, să discute această problemă cu India. Adevărul e că are loc o escaladare masivă de la preluarea puterii de către acest guvern în 2014. Actele violente și atacurile împotriva creștinilor au crescut în mod exagerat și nu din întâmplare. Departamentul de Stat trebuie să se ocupe de această problemă. Prietenii nu comit atrocități prin care încalcă drepturile omului. Încerc să le reamintesc acest slogan. Avem nevoie de el în India. E o țară frumoasă, cu oameni frumoși care înțeleg mai bine decât China și alte state importanța geopolitică. Însă guvernul trebuie să ia atitudine. Mai trebuie să spun ceva. Acesta e momentul în care creștinii din America și din Occident trebuie să ia atitudine în favoarea Indiei. Împărtășiți aceste povești, aceste imagini, indiferent cât ar fi de dificil. Avem câteva imagini pe site-ul nostru cu acte de violență și cu modul în care au loc aceste atacuri. Rugați-vă pentru creștinii din India. David, ce face organizația ta Global Christian Relief pentru a ajuta acești creștini aflați în suferință? Ajutăm oamenii care au fost strămutați, le oferim o casă, adăpost, tot ce putem face pentru a-i ajuta și pentru a fi sare și lumină în situațiile cele mai dificile. Oamenii pot ajuta. Depunem eforturi pentru a ajuta în mod direct mii de oameni care au fost strămutați. Mulțumim pentru munca dumneavoastră și pentru lucrarea organizației dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc! Ne
îndreptăm atenția spre Israel, unde teroriștii palestinieni din Gaza au lansat mai bine de 900 de rachete spre statul evreiesc. Mai bine de 90% dintre acele rachete lansate spre zone populate au fost interceptate, însă câteva au explodat și au ucis cel puțin un israelian. Din cauza valului de atacuri, în jur de 2 milioane de cetățeni au fugit spre adăposturi, s-au adăpostit pe străzi sau chiar pe plajele din Tel Aviv. Rachetele au fost lansate în urma atacurilor israelienilor împotriva liderilor teroriștilor jihadiști islamiști palestinieni și împotriva locațiilor de lansare din Gaza. Cu 75 de ani în urmă, o declarație semnată într-o galerie de artă din Tel Aviv a schimbat lumea pentru totdeauna. În ciuda neșansei, s-a născut statul Israel. Chris Mitchell de la CBN ne va vorbi despre fondarea statului evreu și despre modul în care această națiune mică a devenit o putere mondială. Hakamat medina yudit bi-eres Israel, hi medinat Israel. Aici, în Sala Independenței, în data de 14 mai 1948, David Ben-Gurion a declarat nașterea statului modern al Israelului. Pentru prima dată, după aproape 2000 de ani, poporul evreu avea o țară. El a ales cuvintele. Prin prezenta, declar fundarea statului evreu pe tărâmul Israelului, care va fi cunoscut ca statul Israel. Așa s-a născut statul Israel pentru toți evreii. Ben-Gurion a stat aici în timp ce vorbea pentru 11 milioane de evrei care nu aveau un cămin, nu aveau unde să se ducă. Misiunea lui Isaac Dror este să se asigure că povestea începuturilor Israelului rămâne vie și continuă să se răspândească. Țara ne-a fost promisă de Dumnezeu. Suntem singurul popor din istoria lumii care a trăit pe același tărâm. Am vorbit aceeași limbă și am crezut în același Dumnezeu mai bine de 3000 de ani. Dintr-o perspectivă biblică, mulți consideră că Israelul a împlinit profeția din Ezechiel, unde oasele uscate ale poporului evreu prind viață după 2000 de ani de exil. Organizații ca Agenția Evrească ajută la punerea bazelor pentru cei 2000 de ani de formare a statului evreu. Agenția Evrească a fost cea mai importantă organizație care a contribuit la întemeierea și nașterea statului modern al Israelului. Scopul fondării Agenției Evreiești a fost acela de a uni poporul evreu din întreaga lume, de a aduce evreii din lume în fața mandatului britanic, de a fi organizația care va fonda o țară pentru poporul evreu pe tărâmul Israelului. Pentru a înțelege în totalitate miracolul nașterii țării, gândiți-vă că s-a întâmplat în umbra Holocaustului sau Shoah în limba ebraică, când lumea a aflat că Germania nazistă a ucis 6 milioane de evrei. Când veți înțelege că la doar 3 ani după sfârșitul Shoahului, cea mai grea perioadă a poporului evreu în exil, am început procesul nostru de răscumpărare și ne-am recâștigat independența după 2000 de ani și după acele evenimente teribile, vă dați seama că dacă acesta nu este un miracol, atunci nu știu ce e miracolul. Totuși, Diane dezvăluie un mit despre legătura între începuturile Israelului și Holocaust. Israelul nu a fost fondat din cauza Holocaustului. Israelul a fost fondat în ciuda Holocaustului. Israelul ar fi fost o țară mult mai robustă, mai mare, mai sigură, mai de succes dacă acei 6 milioane de evrei și descendenții lor ar fi supraviețuit. Însă Israelul e o garanție că nu va mai avea loc niciun Shoah pentru poporul evreu. După 75 de ani, Israelul își menține siguranța și securitatea cu ajutorul uneia dintre cele mai puternice armate din lume. Pe vremuri era o unitate mică de patrioți, unii dintre ei supraviețuitori ai Holocaustului, care tocmai au ajuns cu vasul din Europa și care s-au alăturat armatei israeliene, au luptat și au apărat Israelul în 1948 împotriva celor 6 dușmani arabi. În prezent suntem foarte organizați. Am dezvoltat o armată puternică, poate cea mai puternică din regiune, care se bucură de un avantaj tehnologic semnificativ față de toți dușmanii săi. Israelul este de asemenea un miracol economic. Această țară mică, ce are o populație de nici 10 milioane, are cea mai mare concentrație de afaceri noi pe cap de locuitor din lume, câștigând porecla de națiune startup. John Medved, fondatorul companiei de investiții cu capital de risc, Our Crowd, prezintă aceste realizări la summitul anual al investitorilor.
Asta trebuie să facă Israelul, nu-i așa? Dacă Israel nu ar fi o națiune startup, ce am face? Acesta e destinul nostru. Destinul nostru este să creăm. Destinul nostru este să reparăm lumea. Suntem puțini, dar putem face multe lucruri. Însă majoritatea israelienilor, indiferent dacă poartă yarmulke sau nu, văd asta ca o sarcină spirituală, de a face bine și nu doar de a face bani. Însă de-a lungul istoriei, Israelul s-a confruntat cu multe neșanse. La câteva ore după ce Ben-Gurion a declarat fondarea statului, 6 națiuni arabe au încercat să îl distrugă. Israelul a supraviețuit, dar a fost atacat din nou în 1967, în timpul războiului de 6 zile și în timpul războiului de Yom Kippur în 1973. După mii de ani de exil și 75 de ani ca și țară, Israelul continuă să existe în ciuda dușmanilor din țară, de la graniță și din lume. E un miracol modern. Renașterea statului evreu, în ciuda neșansei a oamenilor care au fost lăsați fără viață sau care au fost împrăștiați în cele 4 colțuri ale lumii. Am văzut profețiile antice care s-au împlinit, întoarcerea evreilor din exil, restaurarea suveranității evreiești în vremurile moderne, în ciuda neșansei. Fostul ambasador al Israelului în SUA și acum ministrul afacerilor strategice, Ron Dermer, spune pentru știrile CBN că acest miracol se poate vedea împlinindu-se în întreaga națiune. Vedeți asta în tot Israelul, la Ierusalim sau în Tel Aviv, istoria antică și acum o națiune startup. În nord, în sud, în est și în vest, Israelul e un miracol modern. E cel mai mare miracol al secolului al XX-lea și poate cel mai mare miracol din ultimii 2000 de ani. Emisiunea Mapamond Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, la secțiunea Știri Creștine, pe canalul de YouTube principal Alfa Omega TV, pe canalul de YouTube de știri Alfa Omega News, pe Facebook Știrile Alfa Omega și pe TikTok Alfa Omega News. Sunt Codruța Burghelea, vă doresc o săptămână plină de biruință și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Alpha.